Absolvenții promoției 2009 de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Apostol Andrei din Galați s-au revăzut astăzi cu ocazia împlinirii a 10 ani de la absolvirea cursurilor acestei instituții teologice. Însoțiți de familiile lor, absolvenții au participat la Sfânta Liturghie oficiată în capela seminarului. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a binecuvântat familiile tinerilor preoți și teologi prezenți astăzi la Galați. După Sfânta Liturghie a urmat o slujbă de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu și un parastas pentru patriarhii Nicodim Munteanu și Justin Moisescu, dar și pentru toți profesorii, preoții și absolvenții din promoția 2009 trecuți la cele veșnice. Prezența rugătoare a soțiilor, absolvenților de acum 10 ani, în mare majoritate, preotese tinere, cântând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și aducând la Sfântul Potir copiii lor, care nu sunt alții decât icoanele frumoase ale bisericii noastre, despre care și Domnul ne-a spus, că ne este nouă îndeajuns astăzi bucuria de a privi la preoții tineri și la familiile lor și mai ales la copiii dumnealor. De nu veți fi precum acești copii, spune Mântuitorul, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Noi am gustat strălucirea, lumina și bucuria învierii cu prilejul acestei întâlniri. Programul a continuat apoi în sala de clasă a seminarului teologic, unde a avut loc cursul festiv. Fiecare participant și-a prezentat realizările obținute în acești 10 ani. Trăiesc astăzi în seminar una dintre cele mai emoționante zile. M-am întâlnit cu prima mea serie în calitate de dirigintă. Nu pot să spun ce bucurie este să-i vezi după 10 ani pe foștii tăi elevi. Acum oameni în toată firea, bărbați frumoși, maturi, preoți, cu familiile, cu preotesele tinere și frumoase, cu copiii și fără să vrei, rememorezi clipele frumoase din seminar, amintirile legate de anii petrecuți aici, chiar e foarte, foarte emoționant. Ca diriginte, ca profesor la clasă, e prima mea serie, sunt foarte, foarte emoționant. Este zi mare de bucurie pentru noi astăzi, mult așteptata întâlnire a preoților și a mirenilor promoției 2009. A fost un moment de mare bucurie astăzi, la revederea după 10 ani a promoției noastre, promoția 2009. Ziua a început frumos cu Sfânta Liturghie, l-am avut în mijlocul nostru și pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian. Apoi, după Sfânta Liturghie, am mers în sala de clasă, unde am parcurs cei 4 ani de seminar, unde a avut loc cursul festiv, unde s-a stricat catalogul, unde am avut de față pe toți profesorii care ne-au însoțit pe parcursul celor 4 ani de seminar. Absolvenții promoției 2009 au împărtășit din experiența lor și elevilor din liceu și din clasele primare ale seminarului.